fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri sunt prezenți toți, majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul de zi. După cum ați fost informați, avem pe ordinele zi 7 proiecte, pot să suplimentare de încă 2, în sens, da? Care v-au fost puse la dispoziție. Cine este pentru proiectul lor de zi, așa cum l-a prezentat în urmă? Unanimitate. Procesul verbal la ședința anterioară, l-ați consultat, aveți obiecțiuni? Dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? Care au lăsit să abțin. Domnul președinte Matei, vă rog să preluați activitatea. Începem cu proiectul numărul 1, de ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului din excedentul bugetului local al Comunei Crăiești la secțiunea de dezvoltare astfel. Seria, sursa A, deficit la secțiunea de dezvoltare suma de 255.349,16 lei și sursa E, deficit suma de 9.676,36 lei. Dacă se scrie la cuvânt pe baza acestui proiect. Dacă nu este nimeni, eu ar vrea să remarc ceva și să adăugăm la sursa E, să completăm acum, dacă vă uitați, spune sursa A, deficit la secțiunea de dezvoltare. La sursa E, dacă poate spune cineva ce înseamnă sursa E. Eu m-am edificat și sursa E înseamnă apă canal. Adică ar trebui să știm, să completăm cu amendamentul ăsta apă canal. Deci, cu amendamentul ăsta, dacă sunteți de acord cu acest amendament. Mai să scrie cineva la cuvânt? Sunteți de acord să aprobăm cu amendamentul ăsta? La sursa E să-i spune și ce reprezintă. Așa, sursa E, aprobăm noi. De cine este pentru aprobarea proiectului cu acest amendament? Apă canal, dacă canalizarea este în totalitate, la comun. E altceva, discutăm noi ce înseamnă sursa E. E altceva. Bun. Cu câte vote? Să abține cineva împotrivă? 15. Nu. Deci la proiectul numărul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru anul 2017, ce se vor efectua de către beneficiarii legii nr. 416 din 2001 cu obligații de muncă. Cine să scrie la cuvânt? Din azi acestui... Deci să scrie la cuvânt domnul profesor. Să mai scrie altcineva? Vreau. Altcineva? Aveți cuvântul, domnul profesor. A fost o dorință mai veche a mea, transmisă fostului legislativ al Comunii, dar văd că se transpune acum, în mandatul ăsta. Mă bucur de inițiativa aceasta ca cei cu 416 să fie puși în serviciul comunității. Nu este un abuz și nici nu un exces de putere din partea administrației. Ar trebui totuși o leacă de corecție la inițiativa aceasta. I-am transmis-o și domnului viceprimar, dar n-am văzut-o în anexa prezentată. Și anume, ar trebui ca echipele acestea care execută lucrări la 416 să fie împărțite pe sectoare și nominal câte un șef de echipă acolo cu care să ia legătura autoritatea locală. Pentru lucrări de dezăpezire, de colmatare, de cosit iarba, de corectat șanțuri, de adunat deșeurile, acel desemnat de domnul viceprimar, să răspundă în fața Consiliului Local sau în fața dumnealor de îndeplinirea... Și vă dau un exemplu. De la Munteanu, prima casă pe stânga, când se intră și pe la Damian, pe partea dreaptă, să se pună sectoare, adică de
500 de metri, 200, 300 de metri liniar, pe care să se nominalizeze, domnule, asta e echipa lui X, echipa lui Y și mergem în continuare până la ieșire și asta se facă și pe satele aferente comunei Gărzi. Atât? Atât. Ai cuvântul domnul consilierul Hian. La acest proiect, în planul de lucrări și acțiuni, este un faptul că acest plan poate fi modificat ori de câte ori este nevoie și se pot face adăugiri. Vă rog să urmărim punctul 8 din acest plan, numărul curent, la numărul curent 8, trebuie dumneavoastră aici la curățarea izvoarelor comunale cele neconcesionate. Vin cu o propunere. Să nu mai existe acest termen de neconcesionate, fapt pentru care consider că ar fi bine să se demareze de către executiv licitarea tuturor astfel de izvoare, încât s-ar realiza următorul lucru. Degrevarea primăriei de sarcina de întreținere, 2. S-ar adăuga niște venituri la comună, 3. Ar contribui la ceea ce se cheamă dezvoltarea cu plan local, ar da posibilitatea unora care vor să-și facă ferme, să-și cumpere capre, oi și așa mai departe. Deci, ar fi trei lucruri care ar duce la o îmbunătățire a dezvoltării economice în plan local. La punctul 12 din acest plan, venim dumneavoastră cu o propunere plantat cu ieți, respectiv flori pe domeniul public. Ca să nu fie doar o trecere, o aflare întreabă, eu gândesc că după acum ar trebui să gândim un plan concret pe acest punct, respectiv identificarea locurilor unui dorim, că am înțeles că nu există un plan urbanistic care a costat, spunea cineva, un miliard, fără el putem să ne descurcăm și pe plan local, nu existând acest plan urbanistic, dar necesar identificarea acestor locuri unde trebuie plantat, gândit de acum, primăvara bate la ursul, luna martie, propiciu pentru plantat. Stabilim speciile respective, antrenăm achiziționarea lor respectiv dacă ne mai sponsorizează o coalbe silvice, dacă nu, să mergem să luăm plante ornamentale, dacă vor fi terenuri de fixare, cum ar fi, cum ar fi Mihai Dreasa, regularizarea pentru consolidarea malurilor respective, cât și mai câte. Dar acest lucru nu trebuie lăsat la numărul 12, plantat cu iesul flori. Vine primăvara, parcă văd că o să delegați cu cineva, ca așa să mai procedați, să știu. Trimiteți după niște puieți, plantați acolo 2-3 puieți și mai departe. Deci, domnule, haideți să facem o treabă dacă vreți. Eu am spus, toate terenurile virale, toate terenurile vigre pe care se pretează la așa ceva, să le inventariem, stabilim de comun acord de dată și nu ne aflăm în treabă. Referitor la această activitate cu participarea la lucrările necesare între sinele și pentru comuna noastră, eu gândesc că domnul Sărbu spunea bine, domnule, trebuie ăștia organizați, asta e treaba dumneavoastră, a executivului. Evidența participării lor la lucrări, iară e treaba dumneavoastră și trebuie făcută. În schimb, ce propun eu? Să fim de acord cu toții, ca lunar, să se facă o scurtă informare cu acțiunile care s-au desfășurat. Deci, acea situație de lucrări pe care lunar o constatați, domnule, au participat un număr din 118, un număr de atâția la lucrările următoare cu tarifare. Nouă consilierilor locali, nu cred că vă cere mult, dați-ne o situație pe sate a celor care beneficiază de așa ceva, pentru ca să vedem și noi, participă, nu participă. Pentru că, la urmă, eu sunt de acord că dacă s-ar duce cu ziua unul din ăsta, ar lua 500 de lei plus mâncare, băutură. Iar dacă luăm 6 zile pe asta, ar câștiga 3 milioane și oare noi, adică noi, statul uită 1,5 milion. Nu e mare lucru, dar dacă tot este chemat să participe, să o facă și să știm și noi, doamne, să-i urmărim și noi dacă fac sau nu știu. La rândul lor, noi consilieri, să venim cu propuneri la dumneavoastră să-i antrenați acolo unde este nevoie pentru fiecare sat în parte, să aibă. Cât despre responsabilitate, stabilim acum sau când aia, cine? Domnul Vite se ocupă sau cine se ocupă? În legătură sunt concordanți și cu consiliere, adică de primul acord cu consiliere să facem propuneri pentru lucrările necesare. Deci, mă repet, liste cu acești
beneficiari ai 416 pe sală. Multiplicați, ne dați fiecare asumță. Vă mulțumesc. Atât. Așteptăm propunere în continuare de lucrări efective care credeți că trebuie efectuare. Deci nu așteptăm propunere în continuare. Păi el pot fi una, a reactualizat planul efectiv, pot fi un lucru este una. De asta propunere în funcție de anotiv. Pentru manetele care trebuie efectuare. Dacă e zăpadă afară. O să fie de tăiat arbor, de văruit... S-a mai scris la cuvânt, domnul Zulam, doriți să luați cuvântul? Da. Așa, deci, aveți cum. Deci nu interveneam, doar două scurte precizări. Vreau să reamintesc domnului Sârbu că și înainte, vechea legislatură, cei la 416 munceau tot în folos comunității. Sunt situații care se pot verifica. Deci nu, că acum lucrează, înainte nu lucrează, nu pot în folos comunități, pentru că nu-și asuma nimeni să le dea bani fără să muncească. Și o altă problemă, mă așteptam că, dacă chiar și domnul Urteanu, ați punctat bine pe anumite lucruri. Eu mă așteptam acolo la planul ăsta de situații, ca toți cei dintre dumneavoastră să veniți cu propuneri. Exact cum a spus domnul viceprimar, să-l ajutați în punctul ăsta de vedere. Nu, deci planul care se face să aprobă la început de an, anual, ca domnul viceprimar, având aprobarea Consiliului Local, să știe pe ce lucrări aprobate ilegal de Consiliul Local se poate plia și cei de la 416 să le execute. Așa, dacă facem planuri, venim și în primăvară și în vară, în funcție de anul timp, stăm numai să scriem planuri și situații de lucrări. Eu zic, e bine de analizat cu răspundere mai mare, fiecare, uitați-vă, și ce idee aveți în planul care l-a aprobat să fie un plan pe tot anul cu lucrările care se pot executa. Pentru că domnul viceprimar nu se mai poate să facă situații de lucrări pe altceva în afară de ce am aprobat noi azi. De asta zic că vine de privit cu mai mare atenție. Am înțeles că planul nu-i bătut în cui. Acest plan poate fi modificat ori de câte ori este nevoie. Tocmai, dar când faci un plan anual, la orele pe care ne bazăm la ora acum, la orele care le avem în 16, ne-am încadrat cu acest plan să acoperim lucrările care trebuie să facem. La câte dosare mai avem la 416? Domnul primar, numai că rugămintea mea a fost de fiecare dată să săriți din asta, din asta și să fiți un pic mai efectivi. Eu vin cu propunerea asta, o să-mi dați răspunsul, sunt convins, cu licitarea izlarilor. Își notează cineva, pentru că noi de fiecare dată în aceste ședințe locale hotărâm chestiuni. Le supunem la vot. Suntem cu în mare majoritate de acord cu propunerile ale mele, ale altora și mai departe, dar nimeni nu este. Eu, pentru propunerile care mi le fac eu, care le fac eu, eu mi le urmăresc. De fiecare dată mă plâng că nu primesc situații cerute. Deci, de modul cum suntem în stare să urmărim realizarea hotărârilor luate, asta este calitatea noastră. Dar nu o facem. De fiecare dată. Eu am venit de anul trecut, cu situațiile respective, nu mi-au fost date. Să nu mai spun în procesul verbal scris, domnul Durlan vine cu o propunere, a solicitat lucrările și nu știu ce contracte și lucrări. A trecut acum. Le-a primit. E un lucru extraordinar. Iată, unele da, altele nu. Înseamnă că aveți ceva cu unii. Domnii mei, vă rog frumos. Fără... Bun, aici, mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Haideți să supunem scrie aprobare. Urmând că părerea mea pentru ce propuneți dumneavoastră, a fost făcut chiar un proiect de hotărâri separat. Da, asta era bine. La început veneai cu un plan în care îți încadrai fiecare ce gândea tu. Nu, cu noi părerii, cum și spune. Sunt anumite lucrări specifice anumite sate. Dacă Ohel a făcut la punctul 8, am mers punctul A. La punctul 8 a venit cu propunerea respectivă. Dumnealor să-și noteze și în următoarea ședință să informeze că propunerea lui Orheanu a fost trecută în planul de acțiune. Trecem acum și la propunerea noastră. Asta se supune la vot. 3. Am venit cu asta, pe lângă la punctul 12, să veniți cu un plan concret, inventariere, stabilire, ce și cum. Deci așa
ne aflăm întreabă. Discutăm numai așa, la marginea. Bun, deci, să rămâne ca trebuie. Domnul Păsescu, vis-a-vis de acest proiect, aveți făcut Le-am făcut. Le supunem la vot, sunteți de acord. De colegi, de consilieri. Oricine poate să vină cu o propunere, putem duce acolo la sfârșit punctul 13, orice consilier poate să vină cu o propunere pentru lucrătorii la pasă 6, pentru orele ce se vor executa la pasă 6. Și acolo dăm liber la fiecare să vină cu idei, cu propunere. Nu cred că noi i s-au funcționat cu EVAC, domnule, trebuie oameni acolo și noi nu s-au dat, trebuie oameni acolo, trebuie lucrarea aia făcută. Domnule, dar vă dă probleme noi. Păi da, putem pune o chestie, e liber. Eu înțeleg că propunerea amendamentele la proiectele pe care noi le punem în dezbatere să fac propuneri cu amendamente. Cazul meu, ăsta e o chestiune. Data viitoare veniți dumneavoastră să spuneți, da, domnule, uitați, informăm faptul că în ședință cu amendamentele respective, planul ăsta de acțiuni, la planul de acțiuni s-au trecut în anexă la punctul 8, s-a trecut următorul lucru, care îl spun la vot, dacă sunteți de acord cu propunerea mea, da sau da. Altfel, rămâne o vorbă aruncată de Orzeanu în vânt și uităm de ea. Păi mai aduce Orzeanu aminte, că el îl notează de fiecare dată. Și își aduce aminte și spune, doamne, ce-am făcut cu propunerea mea? De exemplu, în un plan de lucrări, intervenții la situații de urgență, intervenții pentru ajutoare cei nevoiași în caz de situații de nevoie. De, alea trebuie de acord, dar nimeni e absurd să nu dea oameni pentru lucrările. Decât cei care sunt mărci, care de n-au putut fi concesionate. Crescătorii de animale sunt anumite suprafețe, dar restul, care nu sunt concesionate și care nu se pretează, și chiar dacă le-am scoate, nu le-ar lua nimeni, sunt terenuri neproductive, tot în izlaz intră. În ordinul prefectului. E legea pajiștilor. Eu voi veni cu date concrete după ce mă informez de o anume suprafață la care am primit din partea unui cetățean. Niște utilaje, însă pentru 416, chiar și mai performante, că sunt, putem aloca 102 de milioane, să luați o motocostoare performantă, chiar și o din asta pentru aleea văzută cu 16-17 milioane. Mașină de zăpezit aleea, e pus-o, s-a dus, s-a curățat, nu sunt multe. O să prind pasă la diverse, suprind. Nu, dar de ce tot vă la 416 poți să o prind în buget, deci ca o propunere. Deci luați în calcul niște bani, luați niște spune, băi, de aia și știi că beneficiezi de ele. Pentru așa ceva. Domnul Ream, având în vedere că proiectul a fi răspuns vis-a-vis de așa, mai pun la vot. Deci supunem la vot proiectul hotărârii cu amendamentele aduse domnul Ream. Adică, concret, să scoatem să scoatem de tot? Da. Așa să scoatem de tot. Cu izlazul. Din situația de lucrări. Cum să scoate? Băi, dar
multe pășuni care și aici, ce este peste tot, lângă stradă și aia, din noi aparte. Ce probleme sunt cu râna? Vă spun la mă! Și concret la punctul 12? Și la punctul 12. Plantat cu ieți. Păi nu, nu vrea să-l scoate, vrea să identificăm zonele exacte. Da, dar e faci obiectul altceva, nu proiectul ăsta de vedere. Deci este sec. Acel proiect, ce ați făcut dumneavoastră cu toată datorul, este sec și... Deci să identificăm zonele exacte. Identificat. Zonele stabile. Nu, e de făcut. Nu știu cum la creiți, mă suplantăm la Buciu. Pentru că nu și plus, dar oricum trebuie precizat câți puieți vă trebuie, ce suprafață se împădurește. Deci trebuie așa la generalitate. Generalitate. Domnul ăsta asta. Eu scoatem de tot și când aveți din curs. Dar de ce s-o scoateți voi dacă? Nu, nu, stai un pic. Te lovești ea mâine, stai să vezi că aștept să fac o hotărâre de consiliu să mai trec. De trecut e venit pe cu cât de mai adăugat. De adăugat. De adăugat. Dar așa am venit cu păi dacă acum, eu și eu vreau să vin cu un amendament care când vă dăsem acum afară de domn, chiar astea, lucrări de reparații și construcții. Ia o betonieră, trebuie să turnăm o alee, duce și o toarnă. Achiziționează o mașină de sor cu 10 sași ciment și face. N-avem voie? De ce? Sărmăcitor necalificați. Pe de reparații. Și cine calificați lucrează cu NTS-ul. Vine eu cu o propunere. Adică să aprobăm așa proiectul ăsta de hotărâre, cu mențiunea că pe parcursul anului fiecare consilier are dreptul exact să facă lucrările. Exact ce spuneam, vine un amendament. Menționat asta, asta prin oricum puteți face. Păi, asta prin 25 ani, în legea. Nu puteți da vot amendamentul domnului Oceanu. Amendamentul ăla nu mă scoate. Nu scoate, la el e adăugit. Nu poate. Acum. Vorbesc. A, deci nu vrea să le scoatem pe astea? Păi cum să le scoatem pe astea? Să le scoatem pe astea? Nu am vorbit românește. Nu am vorbit românește, doamne. La punctul 8, vrea ca să concizeze, să se propună concizionarea tuturor suprafețelor pe nu. Care se pretează, să o luăm pe fiecare în parte și să-l analizăm, să o să vedeți că o să se poată. Și la punctul 12, completare, să nu ne aflăm o treabă și să nu vinim cu generalități. Și ce aprobăm acum? Acum trebuie să aprobăm. Le aprobăm pe ăstea cu amendamentul că la punctul 12 vor fi chestii tariate. Să completăm, nu? Așa se spune, domnul. Completăm, da. Trebuie să aprobați o hotărâre. Asta este propunerea. Da. Concret. Și noi suntem aici chemați ca să aducem amendamente, completări la ele? Păi înseamnă că nu se poate aproba cu punctul 12. Ba da, cu completări. Să-l aprobăm. Completarea completare propunerilor mele. Nu se votează, nu se votează ședința următoare. Ședința următoare deja acum, este modificarea și completarea hotărârii. Atunci, domnul consilier, tu poți să la punctul 12, ce se conține? Ce se conține punctul 12? Concret, și eu notez. Și notez. Și supunem la vot propunerea noastră. Și la votăm exact cum dictat noastră. Concret, 12. Începeți la punctul și la vot, spuneți pe vot. Deci, ce se poate repara ca construcție? Adică, propuneți? Ce? Un program. Deci, plantatul ăsta de compași ornamentali, nu, plantatul de prieteni și de flori, aparat, spune că să trebuie să fie clar, domnule, concret. Adică, nu mai vin cu nicio completare. Vă las și la primăvară îmi dați voie să vă întreb. Ce am făcut cu el? Și atunci să vedem dacă vă convine treaba asta. Da. Hai să mă ochiam să-mi înțelegi, bă, până ce noi îi mai vreți să completăm aici scrieți acum ca să vin eu cu textul că... Se aprobă acum, dar se aprobă acum, nu se aprobă. La primăvară, când dumneavoastră sunteți nemulțumiți, spus, aprobăm ce vreți dumneavoastră, adică ce vreți dumneavoastră. În clară de lucră, ce lucră vreți să mai face? E clar, dacă sunt liber. Da, în primăvară îl punem să numere panseluțe. Nu, nu. Platatul este tot pe domeniul. Prin? Față, cum ați venit dumneavoastră? Cum e acțiunea panseluțe? Prin localizarea zonelor. Asta e acțiunea panseluțe. Asta e o activitate. Unde stabilești interior unde o faci. Nu trebuie să o prinzi în plan, plantezi prin cămin mănipuieți. Asta o stabilești atunci, unde este necesitatea. Dar tu o ai ca activitate, poți să o faci aprobată. Despre asta vorbim, nu unde o fac eu peste trei. Să punem la vot proiectul așa cum a fost promovat în ședința Consiliului de către domnul primar. Cine este pentru? Conform la promovată. Împotrivă? S-a ține? Deci 14. Trecem la următorul punct de ordine de zi.
proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice la nivelul comunei Căiuți, care s-a stabilit pentru anul 2017 la 3,87 lei pe persoană pe lună. Cine se înscrie la cuvânt? Vis-a-vis de acest proiect. Domnul consilier Dunan. S-a stat un pic. S-a mai scris. Cine se mai scrie? Se mai scrie cineva? Nu. Aveți cuvânt, domnul consilier Dunan. Eu am zis, nu sunt împotriva acestor proiecte de hotărâri, doar vreau să fac o mențiune că conform planului care este aici de mărire, deci acum nu știu în ce condiții, că nu mai știu, dacă nu aprobă o comună să zdruncină, nu se poate reveni la preț, ceva de genul ăsta. Ideea e, am făcut un calcul simplu, spuneam la colegii dinainte, deci n-ar părea o sumă de speriat, dar în primul an, cu mărirea de 0,11%, cetățenii comunei vor plăti cu 67 milioane minim mai mult. Ducându-ne la, că totul vede, merge în media aritmetică, se duce peste preț, peste preț. La anul, de exemplu, o să venim să o să mărească cu 0,20 de bani, ceea ce mai duc costuri suplimentare de 125 milioane în plus pentru cetățeni. Raportați la mărirea de anul ăsta, deci la anul pe vremea asta, când o să vină iar să mărim cu noi, deja plusul de plată la nivel de comună este 193 de milioane. Raportat pe 1800 ceva de roluri, undeva 10 lei pe la anul timp ăsta pe rol de gospodărie se duce mărimea. Nu vorbim, da, persoană fizică, nu vorbim că chiar peste 3 ani, când mai avem noi din mandat, se mai duce aia cu 20. Deci peste 3 ani undeva ne ducem la 300 și ceva de milioane surplus de gunoi. Din cifre de 0,11, 0,20. Eu nu știu, dumneavoastră votați cum eu o să mă abțin la această hotărâre. Eu am zis că unde e vorba de mărire de taxe, sub orice formă de mărire de taxe, eu mă voi abține. Bun. Cine este? Să pun la vot. Mai dar aceea cineva cuvântul? Să pun la vot proiectul hotărâre așa cum a fost promovat în Consiliu. Cine este pentru? Domnul președinte. Împotrivă? Mă lăsați să motivez împotriva. Am voie să motivez. Nu un pic, să vedeți și abține. 4 abține, 1 împotrivă și 10 pentru. Da, domnul Ogărean, vă rog, motivați-vă. Domnule, acest proiect are trecutarea în capitolul anexă cu planul de evoluție a prețurilor, a taxului și a prețurilor respectiv. O creștere a unui preț pentru un serviciu din asta, e știut că poate fi făcut doar în baza unei calculații. Ca să vină cineva mie să-mi spună din anul ăsta, de anul trecut, până în anul 2032, că pot fi crescute prețurile, în baza a ce? În baza a ce pot să crești un preț? În baza unei calculații. Se cunoaște după acum, până în anul 1932, care va fi influența prețurilor materialelor, a manoperii, a energiei electrice și a tot ceea ce înseamnă serviciul respectiv? Nu. Siguranță. Lipsa unei calculații este care calculația ar trebui să stea la baza justificării unei creșteri sau respectiv a unei scăderi de preț. Atâta timp cât nu este așa ceva, și vine cu o previziune din asta de creștere, plan de evoluție, în baza a ce? Nu pot. Dați-mi voi să... Și eu vreau să... Domnul primar, ca să mi se spună mie cineva ce s-au făcut, previziuni, alea sunt previziuni. Dacă sunt previziuni, atunci lasă-mă pe mine să-mi stabilesc. Deci tu își faci planul tău de dezvoltare. Dar știi ce s-au făcut asta? Ca să nu explodeze prețul, ca de la 3,79 să nu ajungem dintr-o dată la 9,79 să ne treacă la urban. Dumneavoastră vreți să vă cred? Nu vreau să vă cred. Că societatea... Deci, vreau ca să înțelegeți că să nu explodeze prețul, s-a făcut un plan. Când s-a aprobat de acum 5 ani, 6 ani, asta e zicerea lor. Și evoluție pe fiecare an. Asta este zicerea lor.
Să credeți dumneavoastră că cineva e, ar putea fi de acord, eu, un întreprinzător, să fiu de acord, domnule, lasă că trebuie să-i dau și lor la altă posibilitate. Domnule președinte, dați-mi voie să vă explic și eu. Mie mi se pare corect, așa cum, că să mergem anual cu prețul ăsta, motivat de faptul că atunci când i-au luat în calcul această achiziționare de utilaje și așa, au făcut normal un plan ca de creștere a prețului. Pentru noi este bine că acest preț este prevăzut până în 32. Pentru că la anul, peste 3 ani, peste 5 ani, vin sub... prețul s-ar putea să explodeze și o vin cu hotărâri. Să un pic. Vin după aia cu un preț foarte mare și atunci noi îl combatem cu planul lui. Doamne, nu te supăra, atunci pot să-i resping eu. În loc de 11 bani, de ce va bine? Pe noi bani, dar atunci putem foarte bine, doamne, nu, dumneavoastră ți-a luat prognoză, ți-ai făcut un calcul. De ce? Eu ți aprob cum ai prevăzut un planul multianual. Și atunci ăla, actul ăla va fi opozabil lor. Și nu ne ai poate obliga, adică nu poate obliga. Dar noi mergem an la an pe cea. Deci asta e un și pentru neapăr, pentru eventuală explozie a prețului. La tarife. Domnul așa pozești și mi se pare domnul consilier, poate fi luată în calculă chestia asta. Numai că, pe lângă faptul că această societate, noi facem și servicii, dăm casări, de câte și mai câte. Da, dar că este taxă. Știți ce nu se înțelege, nu punem punctul pe ei? Deci cu acei 0,11 bani, 0,20 bani, care v-am zis, la cât se duc anual, cred că până la sfârșit se duci la... Gândiți-vă că noi astăzi, cu banii ăștia, cu bănuții ăștia mititei, pe județ se duce 200-300.000 de euro în casarea lor în plus. Noi le dăm bani și plătesc leasing-urile firma care produce, care ne face servicii, domnule. Păi da, stați un pic, știți că noi din buzunarul nostru le finanțăm afacerea? De afacerea. Cineți valoare, profit, tot. Ba da, dar citiți un pic și mai departe. Asta a fost un scop asociație. Dar când s-au închis gropi cu noi din miliarde, noi bine bani. Hai. Gropi cu noi la Bacău, care rămân, nu le ia nimeni. Singurul lucru, știți când eram la Bacău și ați fugit în spatele zălii, m-ați certat. Singurul lucru care nu mi se pare normal la ei este că au făcut o treabă unicată, adică fără să lege oamenii cu variante. Și vine astăzi să spună, dacă nu faci aia, cum scrie, vai, știți amenințările care sunt, nu știu dacă le-aș citi și hârtia asta. Bine, dacă nu aprobă unul din comunități, nu mai putem plăti. Ce spune? Refuzul aprobării și aplicării acestor taxe salubrizare de către toți membrii atinși beneficiari ai serviciului salubrizare va conduce la imposibilitatea derulării contractului de legare a serviciilor de salubrizare datorită lipsei fondurilor. Dar de ce nu spune invers? Măi, tu societate, că dacă ți-am dat leasing, ți-am dat aia, că te-am făcut cărcamare, te-am căpușat. Pe banii noștri, lăsați-mă să termin. Nu spune, redu-ți și tu din cheltuieli ca să acoperi la postul ăsta. Are niște fundere europene, accesat, trebuie să țină ele, n-are cum. Cu banii la Uniunea Europeană, care i-a luat ei împrumut și știm cum i-a luat, noi azi ajutăm să-și plătească. Domnule consilier, greșeala s-a făcut când s-a aprobat în Consiliul Local aprobarea multianuală la tariful. Intrare în adis. Nu mi s-a aprobat în adis. Acum vine și dă piscina scolă. Și dacă azi faci o greșeală, merge din greșeală în greșeală. Cu greșeala când i s-a dat și puteri de plin. Aici e Întotdeauna din greșeală în greșeală spre victoria finală. Asta e la mine. Ați acceptat politica de monopol, astăzi nu o rezolvăm noi. Este monopol curat, impus. Ce ne mulțumește pe mine și vă rog frumos să-i dăm un mandat lui domnul primar, că va fi în Consiliul de Administrație, să ducă protestul nostru acolo. Pentru că am înțeles că din banii pe care îi colectează gunoierii Bacăului și trec prin caseria primăriei Căiuți, aici nu rămâne nimic. Absolut. Noi facem servicii precum cucu. Cucu își lasă ouă și clocește altcineva. Deci să ducă protestul nostru, să găsească și dânsi o soluție. Nu e așa, dacă nu să-și pună colector la primărie, dați-le o cameră și să-și pună colector la primărie. Deci cu mesajul ăsta să vă duceți acolo. Consilierii sunt de acord cu escaladările astea pe care le-ați calculat. Mă gândesc că le-au calculat în niște temeiuri legale. Dar nu așa, domnule. Noi colectăm banii și... E aproape... N-au luat țigan de casa, știi?
Da, și de ce? Pentru că au gândit atât de bine, atât de bine sistemul ăsta pentru de a impune taxe. Fiind o taxă, intră în atribuția Consiliului Local să o încaseze. Pentru că dacă ar fi altfel, vor trebui să facă contract nominal cu toți cetățenii din comun. Da, eu prea cu putul ăsta. Vreau să vă spun că la vot... Revenim un pic, pentru că ați spus 4 voturi abținere și nu au fost 4, au fost 3, dacă mă știu ce vă spune. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 9, 9 pentru. Dumneavoastră v-ați abținut sau împotrivă? 3 și 1 împotrivă. 3 și 1 împotrivă. 3 și 1 împotrivă. 3 și 1, 4 abțineri, da? Și un vot împotrivă și 10. Dar care a 4 la abținere? Și 10. Și 10. Și 10. Hai numai fi numărul 14. Bun, mergem la următor punctul ordinea de zi. Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu la Societatea de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Baco pentru anul 2017. Ce să scrie la cuvântul imaginea acestui proiect? Hotărâre Consiliul Local. Așa scriu eu primul și dacă mai scrie la cineva. Consider că la articolul 2 vă revenat o problemă de formă și nu de fond. La articolul 2 cred eu că trebuie să mai pun articolul 3, pentru că așa cum este conceput, zic eu că parcă nu sună românește. Deci se mandatează domnul Orheanu Gabriel în calitate de primar, Gabriel în calitate de primar al Comunei Căiuța, având calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre. Trebuia punct. Și următorul articolul 3. De asemenea, domnul Orândaul Gabriel se mandatează să voteze și în jos, pentru ceilalți. Adică, nu mi se pare, precum și după cum urmează. Adică, nu sună bine, precum și după cum urmează. Cum considerați? Efectul tot același. Da, dar nu sună românești, adică eu hotărâi după sunt local. Precum și după cum urmează, eu din punctul meu de vedere, nu sună bine. Păi, nu sună bine. Exact. Articolul 3. Și atunci se amă... Da. Da, adică de formă, nu de formă. Și o altă problemă... Stați-mă, vă rog. Aici am vrut să-l expunem de motive la domnul primar că se consideră necesar, adică să contribuim. Și vreau să întreb că prețul ăsta, cotizația asta a fost avut de situația, zice, nu? Da. E. Pentru un informativ, anul trecut cât a fost cotizația? Păi mai mare sau la fel? Tot, dar la fel. La fel. Nu rezultat din nicăieri, așa am vrut să se mâncare. De ce ești cotizația? Când apar majorări să supune în poziție local. Nu rezultat, n-am știut din... Deci nu. Asta mai... Bun, pentru că nu mai sunt... Asta e 2500 de desculători pentru tot anul, nu? Da, da. Într-o mai sunt scris la cuvânt, dar aia e, mă rog. Primăria municipiului Bacău, 2 miliarde jumate, vedeți acolo, în anexă. Păi acolo sunt mai de Consiliul de Țară. Ăștia sunt banii cu care funcționează. Nu sunt. De aia că eu sunt de Bacău. N-are cu cuvânt. Mai multe cu noi acolo. Supunem la vot proiectul hotărârii cu amendamentul ca după articolul 2 să mai vină articolul 3 pentru cealaltă. 3 să devină 4, 4, 5. Așa, 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 așa. Cine este pentru? Victoria Olgăr. Împotrivă? Să abține cineva? Nu. Următorul proiect, proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Ce să spui cuvânt la cuvânt privat acestui proiect? Mă scriu eu primul. Dacă mai scrie cineva? Aduc la acest proiect de hotărâre, aduc în dezbatere probleme de fond, de formă și de fond. Adică de formă, în primul. Actul adițional, așa cum l-a trimis ADIS-ul, mi se pare că, nu știu, dacă uitați pe el aici, actul adițional numărul 2, zice încheiat între. În județul Bacău, nimic, nici consilier, nici oraș, nimic. Și după aceea spune în calitate de părți. Pe care părți, că nu, comuna, nu, cine-i bunul, cine-i celălalt. Adică mi se părea corect, așa să se scrie primul acolo, Consiliul Județean, unitate de implementare și proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, care prezentam că el gestionează acesta,
plus celelalte comune de la X la Y, dar numerotat, plus comune de la 2 la orașe și comunele până la așa, și al ultimul, comuna Căiuț, reprezentat de domnul primar, așa, și pe aia între noi, părțile, termin un act adițional, așa, voi să facem un act adițional între cine. Puncte, puncte. Adică nu știu, mi se pare că nu... Nu e corect, așa. Mai e un așteptat acolo la actul adițional, știți articolul 2. La, la actul adițional? Păi ce spune? Cât mai jos. Păi stai până asta. Păi nu, păi stai până aia, că aia... Are deja mâinii cu ceva. Uite, după aia, e o treabă, deci... Gândiți-o, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubritate, părțile convinde comun acord să modifică cel vechi, să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi. Da, domnule, dar mi se părea bine capul. Aici trebuia să fie prevăzut cineva așa, în alb, așa, asta spune, de cap de formă, de formă, nu de fond. După aia, eu vă propun dumneavoastră, dacă ne uităm aici, aici este cu solidici, e cu totul. Și după aia, tot o problemă, tot o problemă de formă este că la articolul 4, care spune cel mai legat, zice, se modifică anexa numărul 2, schema funcțională a sistemului de taxe și tarife, conform anexei numărul 1 la prezentul act adițional. Eu nu am văzut niciodată anexă la anexă, sau poate să fie anexa 1, și dacă la anexa 1 sunt anexii, începe anexa 1, 1, anexa 1, 2, 1, 3 și 3, 4. Nu poate să fie anexa 2 la anexa 1. Cred că iar nu e exprimare corectă acolo, sau ceva nu e de formă, deci problemă. Iar o problemă care cred că interesează pe toți, și aici cred că este cuiul pe vela și care aici ar trebui să spunem toți, este problema colectării taxelor și nu a tarifului ăla. Noi, cu 11 bani, că mă plătim în plus în fiecare an, nu mi se pare că nu știu. Chiar dacă îl încasează primăria, îl încasează la toți și 11 bani pe persoană, nu, nu ar fi nu știu ce. Problema cea mai mare și este, și mai ales că se cere actul adițional să-l modificăm, avem posibilitatea acum, în loc să scriem aici că primăria colectează, noi ar trebui să scriem în tot în actul adițional care nu colectăm, ci încasăm. Este o mare diferență între a colecta și a încasa. Colectează înseamnă că răspunderea revine primăriei, să-ți duc în poartă, să-i scoată, să ia banii de la ăla și de la ăla, nu reușim primăria să luăm banii de la toți, rămân la sfârșit de an mulți neplatnici, rămâne cu debitor la ADIS, ba mai mult, conform codului fiscal, mai pus și niște penalități, urmând ca de la anul sau când vreau să mai vină și cu alte penalități și prezent deja anul ăsta, la finul anului 2016, am rămas cu 600 de milioane datorii la ei pentru așa ceva. Deci, dacă noi inserăm în toate actele, facem o mențiune, că acolo unde apare cuvântul colecta sau colectează, sunt unii cu încasează, încasează înseamnă că eu mă vin la tine la caserii și este un act pur fizic, eu dau bani, tu îmi tai chitanța. Colectarea presupune mai mult. Presupune să dai somații, presupune să duci la om. Nici încasarea, cum spunea cineva aici, n-ar fi corect să o facem noi, tot o facem noi de-a nostru. Dar numai ca să nu facem colectarea, să facem numai încasarea. Și atunci, de ce? Pentru că în caz de neva da în judecată vreodată, noi putem avea opozabil hotărârea, dacă noi o aprobăm în forma asta, nu ne va putea la judecată, pentru că noi am spus că vă dăm dumneavoastră ce încasăm, nu ce colectăm. Nu există, domnul Matei. Deci nu există. Eu trebuie să vedem cât ai să se cuvine taxa anuală, nici nu știu acum. Dar ce înțelegi cu colectat? La zi, primăria este obligată să plătească tot. Încasezi, nu încasezi de la oameni. Dar eu, păi, dar stai, domnule, dar ce facem acum? Păi, dar putem o face din primărie. Cuvântul colectare și încasare. La colectare. Dar nu putem modifica. La colectare, ce spunea și domnul Matei, te obligă să faci alte și alte demersuri. Să-ți trimiți în științare, să-ți duci la poarta omului, să-ți trimiți executare, care necesită alte cheltuieri, iar încasarea, atât am încasat, atât am dat. Vorbim în cazul în care ajungem în instanță sau în cazul în care ajunge să ne tragă cineva la răspundere pentru chestia asta că am rămas cu debit în urmă de plătit la ADIS Romprei. În taxă locală, pe lege, ai obligația să o încasezi chiar și să o colectezi. Deci este taxă locală, atenție, pentru fiecare taxă locală instituită, partea executivă are obligația să ia toate măsurile să încaseze taxă.
Deci tot ce nu mă încasează colectat, tu, da, e o diferență de nuanță. Păi tu, dar efectul e același, dar fiind taxă locală, intrați în discriminare. Deci la taxa asta fac numai încasarele, la alte fac colectare. Păi eu care sunt cetățean, mâine vin pe la urmă. Vinii cu numele, e taxă specială. Păi special, tot efectul ăla are taxa specială. Care de drum. Domnilor consilieri, am în față documentul de bază, care a fost semnat în 2009. Uitați, documentul m-a venit și m-a documentat. Document de poziție prin modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide. Ce spune aici la început? Că ăsta e de bază. Ăsta e documentul. A fost, am înțeles, am trecut acta acțiunea numărul 1, acum e acta acțiunea numărul 2. Păi nu, dacă ne ceri acolo părerea, nu e normal să ne exprimăm. Și ce spune așa? Pentru activitățile colectarea deșeurilor, transportul acestora la punctele sau stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer și a depozitului conform, tarifele operatorilor, precum și ajustările ulterioare, vor fi aprobate de fiecare consiliu local. Că nu spune fiecare consiliu local, că și-am mai de ce să-i aprob așa. Tarifele, o dată, deci așa. Cum de ați aprobat tarifele. Bun. Nu-i aprobați tariful, nu-i aprobați forma de colectare a tarifului. Va aprobat acest tarif, nu ești pe seama unităților administrative. Acest nivel se aprobă în cadrul fiecărui consiliu la nivelul tarifului UND. Dar la noi, aici aveți în bază, nu-i scris nimic de colectare, ci numai în act tradițional. Și atunci noi act tradițional, asta ne cere nouă, să facem un act tradițional. Noi putem să-l modificăm. Nu știu dacă vor sesiza ei. Domnule, sesizea nu sesizează în cazul când vor fi dat în judecată. Ce spuneam, că ajung din instanță și n-ai? Este opozabil, este domnule, așa votat noi. Nu vă cere mie că să-ți colectez. Eu ți-am dat ce am încasat, scurt pe doi. Eu așa sunt de acord. Mai are cineva să spui la cuvânt? Referitor la acest proiect. Da, domnul Ocean. Domnule, pe lângă vițiile de formă, sunt vițiile de formă. Luați dumneavoastră din actul adițional articolul 2. Spune așa, pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubritate, părțile, rectorii ei și noi, relații, convenim de comun acord să stabilim condițiile legii taxei speciale de salubritate în sarcina utilizatorului, care să acopere tarifele operatorilor. Tarifele vin ei cu tarifele. Și când a venit cu tariful care el îți spune ție că trebuie acoperit tariful respectiv, unde mai intervine atunci convenția de comun acord? Deci, domnule, e o chestiune de fond aici, de forma cuvintelor utilizate în acest act adițional, la un moment dat ei au juriști. Noi suntem puțini juriști între noi pe aici. Și dacă suntem puțini sau foarte puțini, nu ne putem lăsa. Iată de ce n-ar trebui să permitem astfel de chestiuni. Și în ultimă instanță, primul act care a fost făcut, primul contract între părțile respective, domne, să se stabilească această încasare, colectare. Uitați, domnule, noi nu trebuia să ne distanțăm. Dați-mi voi să revin. Uitați, am pornit la actul de bază care a spus dumneavoastră. Revin la actul original. Actul original nu stabilește modul de încasare, ci este prevăzut în anexa 2, modul de încasare. Și în anexa 2, asta de bază, scrie aici taxa și aici spune așa, taxă specială de salubritate colectată de autoritățile locale. Colectată. E ce ne cer acum? De fapt să modificăm anexa 2, adică asta. Păi dacă încerci să modific anexa 2, nu poți în loc de colectat să scriu un sierat, când încerci să o modific. Și o modific încasare. Și să o modificăm, dacă tot mi-a cerut. Păi asta spun. Uitați ce spune aici. Pentru toate evaluaturile din județul Bacu, plățile vor fi efectuate conform schemei prevăzute în anexa 2. Asta e schema 2. Și ne cere să o modificăm. Păi o modificăm că, în sensul de încasat și în colectat. Și suntem pe lege și suntem avem dreptul. Păi să-i propun. Treaba nu ce-o face pe aia, dar noi așa propunem. Ei bine la global toate comune, nu? Domnul treaba nu, domnule, dar fiecare... Nu se fac excepții pentru că e... Dar nu se fac excepții. Noi, Consiliul Local, așa hotărâm. Problemă ce fac, nu? Asta mă obligă. Dacă merg toți, merge ca turnă. Nu? Bine, să pun la vot. Cum... Da, trebuie scris amendamentul. Păi, votăm cu amendamentul propus de mine și după aia vedem. Dacă, cum se aprobă? Deci, să pun la vot proiectul cu amendamentul adus de Consiliul Matei, în sensul ca în toată anexa 2 sau acolo cuvântul colectat să fie înlocuit cu încasat. Cine este pentru? Colecta înseamnă adunatul.
Iar în casa e cu totul altceva. Tot trecut casa. Nu, din punct de vedere etimologic este unul ca țara cu mâna catată, adunat. Nu, nu, a colecta e adunat, e altceva. A colecta e un cuvânt care poți să colectezi mai multe lucruri, nu mai bani. Votul e potrivă, să abțin cineva? Eu mă abțin. A colecta, preciul. Deci când abține? Două. Da, era al comunii. Da, el vrea ca să se colecteze. Este din punct de vedere etimologic. Următorul proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a ajustată. Dacă sunt mai sunt. Nu. La 6 suntem. La 6 suntem. Se mandatează pe o întrebare. 6, scuzați. Da, l-am întors. Scuzați. Suntem la proiectul numărul 6. Mă uit în jur, pe calul prelegi. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Căiuț în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Înscrie pe imaginea acestui proiect, dacă se dezbate. Întrucât nu se transcrie la cuvânt, se pun spre aprobare proiectul așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Următorul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Căiuț, județul Bacău. Dacă sunt propuneri sau dezbateri, să-mi scrie cineva la cuvânt. Eu am de făcut o observație de lege, nu de așa, pentru că mi se pare că legea spune că obligă Consiliul Local să facă propunere pentru primar să facă evaluarea, dar legea nu mai spune după aia că raportul întocmit de primar să vină spre aprobare la o scăpare a legii, mă rog. Cine este pentru... Deci nu se contrasemnează. Da, nu, asta e una, nu tot aceea. Cine este pentru aprobarea acestui proiect așa cum a fost inițiat? Dar domnul primar o să ne spună în final dacă vrea. Împotrivă? Să abține cineva? Calificativul, nota. Deci mai departe. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei de școlarizare în Comuna Căiuș, județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018. Înscrii la cuvânt, rog, imaginea acestui proiect. Întrucât nu se înscrie, vă pun spre aprobare proiectul așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost aprobat. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustată. Înscrie la cuvânt. Se scrie cineva la cuvânt? Întrucât nu s-a scris nimeni la cuvânt, propun să fie aprobat în forma care a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Deci a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 2 abțineri. Eu vreau să motivez faptul de ce mă abțin. Mă abțin pentru faptul că Comuna Căiuț nu are predat serviciul de apă către CRAP, iar nu văd oportunitatea aprobării unor prețuri care le aplic în alte comunități. Dar suntem membri în ATIC. Suntem fără să ne ducem mai cu nimic. Deci nu suntem delegați cu serviciul la CRAP, dar suntem membri în ATIC. Iar cei care sunt în ADIP sunt și în CRAP. Dar nu obligatoriu. Și le aprobăm prețurile pentru ei, nu pentru... Da, pentru ei, nu pentru noi. Bun, trecem la ultimul punct pe ordinea zi. Divers. Cine se schimbă la cuvânt? Domnul Provizu Sârnă. Altcineva? Domnul Mărcuț. Altcineva? Orhea. Ce? Orhea. Orhea, nu? Da, tot pe la diverse. Mai sunt scrici la bun? Da, așa am pus. Da, m-am întrebat, da. Pentru că avem un invitat, un cetățean, dacă vreau să
să ne spun, transmit deja, să ne comunici, aveți ceva să ne transmit? La urmă, domnul. Nu, acum, dacă nu mai rețin, poate vrea să... Nu, iar de asta am zis, asistii la ședință. Nu, am zis că vrea să iau cuvântul acum. Nu, nu, nu. Bun, dăm cuvântul domnului consilier Sârbu. De dacă era în viață, trăia astăzi, domnul Pavel era cu noi și ne explica mai bine ce înseamnă a colecta și ce înseamnă... Astăzi, 19 ianuarie, este ziua de naștere a domnului Pavel, Dumnezeu să-l odihnească, a fi împlinit doar 73 de ani, era tânăr și în plină putere de creație. Deci, încă o dată, Dumnezeu să-l odihnească și să-l ierte de păcatele pământești. Domnilor, Comisia de Cultură este inițiatoarea unui program de revizare a activităților culturale și sportive în Comuna Căiuț, pentru care eu am întocmit un regulament prin care se antrenează cadrele didactice din rețeaua de școlarizare din Comuna Căiuț la înființarea de formații artistice și de antrenare în dezvoltarea mișcării sportive din comună. M-am gândit că aceste cadre didactice care suplimentează efortul lor în afara normei didactice să fie răsplătite cu niște sume de bani. Astăzi am primit o veste foarte neplăcută, că nu se poate. Eu vreau să vă spun că țin la paternitatea inițiativelor mele și că aici, în Consiliul Primăria Căiuț, înainte de a se pune mereu ștampila nu se poate, trebuie cei îngrituiți cu asemenea responsabilități. Nu m-am pic frumos, am cer scuze. Domnul oprea să grăbește, mai diversele nu sunt pus supline la vot. Dacă sunteți de acord să plece? Da. Sunteți de acord ca domnul oprea să plece? Da. Cine este dreptul? Da. Împotrivă? Să abține? Domnul e bolnav, e bolnav. Da, poftiți, domnul. Deci am spus că țin la paternitatea ideilor și inițiativelor mele, iar cei intituiți cu anumite responsabilități în legătură cu legea, trebuie să respecte legea, este clar. Dar nu trebuie neapărat să punem pe cedea, nu se poate. Trebuie să găsim și soluții. Și soluțiile financiare sunt pe baza principiului autonomiei financiare de care dispune comuna, dar și pe baza unor înțelegeri mai care trebuie să aplece spre populație. Am dorința ca acest regulament să intre în aprobare la Consiliul Local în luna viitoare, pentru că acolo sunt și inițiative de organizare a două manifestări, Sărbătoarea Salcâmului și Sărbătoarea Bradului, una la Pralea, una la Pralea. Și poftiți? Una la Pralea, una la Blidar. Una la Blidar și una la Pralea, pardon. În lunile mai și septembrie a acestui an. Fapt pentru care trebuie să luăm de la prestatorii de activități artistice, respectiv de la Busuiocu, o, prin înaintarea noastră unei adrese, prin care să solicităm tariful pentru o asemenea prestație. Tariful, odată aflat, îl putem include în planul de cheltuieli pentru asemenea manifestări la capitolul activități culturale. Noi am sărbătorit, am omagiat, mai bine zis, o luni, 16 ianuarie, 100 de ani de la bătăliile de la Pralea, memorabile bătălii timpul celui de-al primului război mondial. Aș ruga pe domnul primar, ca pe viitor, la toate manifestările care se organizează pe raza Comunii Căiuț, să invite toți consilierii, pentru că sunt activitățile comunii noastre
și toată lumea care se implică în asemenea manifestări trebuie să fie în primul rând acolo la, la vedere. La monument, la depunere de coroane, de coroane, n-am fost decât vreo doi consilieri. Nu știu, n-ați aflat, nu ați, n-ați fost informați, nu. Problema este că după această manifestare, care s-a terminat și cu program artistic sus, m-am gândit eu că dacă am putea, domnule primar, să itinerăm această manifestare cu forțele noastre locale și chiar la Pralea acasă. Acolo au fost evenimentele și ar fi bine să avem o întâlnire cu oamenii satului, să facem niște evocări. Poate sunt care, din oralitate în oralitate, și-au transmis și ne pot și transmite și nouă despre evenimentele care au avut loc acum 100 de ani. Iar părintele de acolo, de la Pralea, chiar este nedumerit de ce sunt familii de, cu, din, cu nume de Napoleon, cu numele de Bonaparte, cu Macro, știu că este italian. Dar probabil că o să ne explice ce e de acolo. Sunt profesor de istorie în Comuna Căiuți, mă mai înscriu și eu cu o comunicare, să facem acolo, da, da. Și așa cum ni s-a sugerat, de auditorul de acolo, haideți să ne gândim să marcăm 100 de ani de la bătării de acestea de la Pralea, măcar cu o cruce mare în satul Pralea, în memoria bătăriilor și a jertfelor care s-au înregistrat în 13-18 ianuarie 1917. Vis-a-vis de asta, dacă am înțeles că ați terminat, vis-a-vis de treaba asta, spuneți-vă rog, dacă la nivelul comun sau undeva sunt și documente scrise, ceva rămase, ceva de care... Sunt documente, sunt în monografia Marului Război Mondial, Constantin Chirițescu, care dă detalii despre fiecare bătălie. La Pralea, acolo nu o să putem acum să mergem, dar probabil că în vară, când o să fie iarbă și frunză verde, o să facem niște pelerinaje la cota 772, Cotul Babei se numește, la cota 711, se numește la Încărcătoare, pe versantul secului. Trebuie să avem în vedere faptul că în septembrie 1917 a murit Ecaterina Teodoroiu, pe 23 august, pe stil vechi, a murit Ecaterina Teodoroiu. Acolo, la Pralea, în zona Pralei, pe dealul Carpen, care am înțeles de la domnul Matei că face parte din arealul Comunei Căiuți. Chiar am și o propunere și o să vină la timpul potrivit ca școala de la Pralea să poarte denumirea de Ecaterina Teodoroiu. Da, asta la timpul potrivit și deocamdată atâta eu am vrut să spun și haideți, domnul primar, să găsim totuși soluții. Chiar dacă e vorba de cheltuieli de bani, eu atunci vă propun ca aceste spectacole pe care le vor prezenta copiii școlilor din Căiuți să fie considerate ca prestări de servicii și să încheiem contracte de prestări de servicii. Unul prestează și unul plătește. Dacă nu găsim alte de soluții ca să le dăm 2000 de lei, mi se pare o sumă nesemnificativă să-i dai un profesor pentru munca de peste un an de zile să facă coruri, să aibă recitatori, să facă dansuri, să... Poftim? Stați pe locul, doamnă. Așa, dacă... A plecat domnul Oprea. Gândesc că vom apela și la agenții economici de raza comunei. Poate să mai strângem și ceva bani prin sponsorizări, prin comitetul de părinți, cu care să ne gândim să îi stimulăm de profesori și chiar și la o anumită recuzită pentru spectacolele noastre. Ați mers, da? Are cuvânt domnul consilier. Da, vreau să menționez la domnul Sergiu. Vis-a-vis de o conservă, cruce sau monument, să prindem pe bugetul de anul ăsta o sumă de bani ca să... Și dăm domnul la teatru. Asta m-am referit și eu. Nu v-ați referit să-l prindem în buget, să ia în cale dacă o să-l fac. Dar nu face nimeni pe gratis. Păi știu, dar să prindem în buget. Dacă se vrea, bineînțeles, nu e obligatoriu. Da, sigur, cum să nu. Eu... Da. Acum trecem la... Am observat că ca și consilier, mai priorități pe comună. Unul la mână am eu. Aș fi de acord ca
pe executivul să facem în așa fel să acoperim cea rosetică. Trebuie 10-20 de coarde de tablă, deci acolo, până vin proiectele alea mari, se distruge astea mici. Doi la mână. Trebuie de făcut reclama asta de bine ați venit în comuna Căiți, la intrare de la Ajut la Onești. Trei la mână. Fața la Căminul Cultural aici, brutăria actuală, arată foarte urât. Ar trebui pus băieții ăștia să mai corecteze un pic fața noastră. Ce am mai constatat, iluminatul de la poliție până la școala generală, pe partea stângă nu arde. Deci pe dreapta arde, pe partea stângă nu arde. 6. La podul de la Hirtiu trebuie parapeți metalici și la intrare și la ieșire, indiferent cum punem poziția. Acum, cu nisoarele astea, e posibil ca oricând să se ducă, să ne cont că e microbuz de copii. Este tranzit din mașină. Oricând poate să fie o problemă destul de grea. Și a șaptea. Domnilor executivi, luați o măsură cu câine în centru, sunt 30 de câine acolo. Salam cu soare. Altceva ce am mai depistat pe satul Pralea. Nu știu cine a făcut dezăpezirea, dar ai făcut... Din ai cuvinte să pronunț. Foarte rău ai făcut dezăpezirea. Gheață pe șosea, la un moment dat să circulă numai pe centru șosei, numai pe ax. Deci, nu e de sus să vedeți, dar doamna Ramona poate să confirme. În caz de vine una din sens invers, mai nu se duce în dreapta sau nu. Da, și acum mai am trei puncte mai serioase. Ar trebui prins în buget, depinde. Extinderea de canalizare în Popeni și Căiuți. Să prindem tot așa niște bani pentru studii de fezabilitate. Prefezabilitate. Nu, v-am lăsat până acum, de-a vorbit. Da, da. De acum am pus mă las. Un pic. Lăsați-o formal lista de investiții și e aprobat, e pe listă de investiții, e studiu făcut. Nu, eu vă spun care e interesul meu. Sau n-ați fost de acord, n-ați vădat de aia. Trotuarul pe partea stângă trebuie făcut neapărat că ați văzut, a fost un accident mortal acolo, din lipsa trotuarului. Și ultimul punct, sper să nu vă opresc prea mult, să facem un studiu sau tot așa să prindem niște bani la buget vis-a-vis de gazul metan în comuna Căiuți. Datorită faptului că materialul lemnos este lipsă și scump, varianta asta ar fi numai pomenită la nivelul comunei. Ați terminat? Da, mulțumesc. Are cuvântul, dați ce-a răspuns sau nu? Da, are cuvântul la urmă. Domnul consilier Matei Laurențiu. Da, dacă îmi dați voie de data asta o să vă vorbesc altfel și vreau să vă spun o poveste. Ați intrat în diverse? Da. Dar ascendeți-o lumină aici. În spate dumneavoastră. Nu este lumină. 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 La este lumină. Dar la prea deci, o poveste pe care o repet, când sunt consilier, sunt fiecare mandat cel puțin două, trei ori. Și pe care unii nu văd, nu chiar nu interesează deloc. Când eram copil la școală, la Praia, undeva pe perete, probabil cum este și astăzi, era o imagine pe Nicolae Iorga, ca și un citat. Și spunea ceva de genul, cei care nu își cunosc trecutul, n-au poate de viitor. Acest citat l-am repetat de câte am avut ocazie. Am stricat cât am putut. Surpriza mea a fost, luni, la această manifestare, când, în mod repetat, alte persoane au spus același lucru. Nu știu dacă știau că citat la Nicolae Iorga, dar au spus în felul următor. Un popor care nu își cunoaște trecutul, nu are viitor. Pe foarte mulți au avut, comuna Căiuți nu se dezvoltă. Comuna Căiuți, în comuna Căiuți nu se mișcă nimic. Cam așa este. Cândva comuna Căiuți era târg, era un centru. Cred că cam până în acea perioadă, când au fost luptele la Praga, cam acum 100 de ani și foarte puțin după aia, până la doilea război mondial. De atunci încoace tot înapoi pe acest decât înainte.
Nu știam ce vrea să spun domnul Sârbu și ceilalți colegi ai mei, chiar vroiam să vorbesc despre asta, despre un monument la Pralea, cum am mai vorbit și în celelalte mandate, în celelalte consilii, chiar este necesar. Eu spun așa, părerea mea, anul ăsta mai tăiem bisericile de la buget, le mai lăsăm să discurce cum pot, și vedem de unde mai putem tăia să facem ceva în sensul ăsta, să facem un monument adevărat, un loc de pelerinaj, care ne poate aduce numai beneficii. Un astfel de monument poate deveni un loc de pelerinaj pentru noi, pentru mulți alți români din Transilvania, din orice ținut istoric al României, și chiar și pentru străini, chiar și pentru nemți și austrieci care au mai fost acolo. Dacă românii nu sunt interesați de trecutul lor și de strămoșii lor, de mii de oameni care au murit la Prarea, cred că alții ar fi mai interesați pe noi la Cadaflan. La Cadaflan nimți cam câte mii de oameni de suflete să nu au măcar o cruce, dacă nu ei s-o facă. Dar nu, cred că ar fi rușinos să facem asta, să cerem ajutor altora, când putem să facem noi așa ceva. Am avut o discuție cu domnul consilier din comisie, am avut o discuție și cu domnul primar, hai să luăm cu ăsta și să facem ceva. Aș mai avea și alte probleme, dar vreau să mă opresc aici, să rămânem... Deci să țineți minte ceea ce v-am spus acum. Eu o rugăminte de suflet. Deci o rugăminte care am avut și către ceilalți consilieri, oameni și către consiliul ăsta, nu facem pentru mine, nu facem pentru noi, facem pentru toți, pentru comunitate. Deci haideți să vedem cum face domnul primar. Când împărțim bugetul ăla, ți-o vizit până iată de zi și urmări la care. Deci nu e rugămintea mea, a mea personală, am pentru noi, pentru noi, pentru toți. Urmează de suflet, am înțeles. Bun, atât, da? Era înscris la ordinea zis domnul Orheanu, dacă pe lui domnul Orheanu, să-i dau cuvânt domnul Orheanu. Te de acord? Da, vă mulțumesc. Eu n-am venit așa, atunci de apă. Am venit cu o problemă care zace mai de mult în comuna asta și am fost eu care am fost implicat în cea mai mare măsură. Este vorba de introducerea gazului metan în comuna Crâț. Eu am adus la Târgu Mureș și am adus directorul aici, așa, s-a și discutat cu vechiul primar care a fost ăsta, Dănilă, așa, i-am spus, puși pe scara bună. La un moment dat, s-a făcut proiectul de reacord, că nu se găsea de unde să racordeze conducta și s-a și găsit să nu mai treacă în partea alaltă, pe sub calea ferată, așa. Și s-a făcut și proiectul ăla. Așa, acum, ce că s-a și refăcut proiectul, pentru că trebuia să rezolve problemă cu banii, așa, dar nu-l mai găsim proiectul. Fraților, scoateți proiectul care l-a luat. Dar faci un altul, care e problema? Nu. E făcut, e avizat. Scoateți proiectul pe unde și unde să că dacă nu, eu aduc organele care caută proiectul. Mă dă mai multe noastră de trebuie pe bazele aici. Poftim? Mai trebuie gafă. Și să fie. Problema ta nu cresc cu lemne. Eu am la comună, nu trebuie lui personal. Auziți, haideți să dăm voi să vă duc. Lasă-mă să vorbesc, pentru că e pentru comuna asta, nu e pentru mine. Eu mă duc să mare, la deasă. Să vrea Dumnezeu. Dar există documentația, s-a luat bani, s-a plătit bani și nu mai găsim proiectul, domnul. E problemă. Deci dumneavoastră doriți ca pe baza proiectului care a fost făcut să-și urmeze cursul. Să-și urmeze cursul în vederea introducerii gazului metan. Aici, dacă dați voi... Dar eu ce vreau să dați, nu am vorbit. În măsură să... Auzi, domnul primar, hai să spui că e pământul luat de aici și cu care? Care e pământul? Nu vă spune nimeni de propoziță, domnul Vornicu, eu vă spun situația exactă. Domnul Durlac, nu fi vă rog, să termini pe la capăt și după aceea cum sunteți următor la cuvânt. Ceea ce privește că eu am avut o discuție de tratescu. Bun, mai aveți alte probleme, n-ați făcut alte probleme în afară de asta? Nu, asta, da? Asta trebuie nu să mai pun, domnul. Am înțeles. A luat actul de ieri, dacă vreți să dați răspuns acum, dacă nu... Cum vreau? Vreți să vi se răspund acum sau primiți în scris sau viți? Nu, vreau să se bage la cap cineva care a avut implicație în treaba asta,
să scoată proiectul. Asta vrei. Eu știu unde e proiectul. Bun, luați loc, așteptați. Domnul consilier Dunar, vă dacă vreți să spun că aveți ce probleme, da? Eu vreau să vă spun care e situația la momentul ăsta cu inițierea pentru proiectul cu digaz. Domnul primar, stați să dea domnul. Da, deci domnul Vornicu. Eu am luat de la domnul Danilă, pe timpul domnului Danilă, dumneavoastră, cred că știți ceva, de o inițiere de proiect, n-a fost niciun proiect, documentele, eu le-am lăsat, sunt la, lăsat, sunt la tine într-un topograf, de la vezi dosar, vii scrie gaz din nou. Deci s-a mers până la data respectivă, aprobarea unei cote de gaz, da, care se aprobaze, urmând că ăla era primul pas. Pe baza aprobării cotei de gaz respective, se inițieze proiectul. Ceea ce nu s-a mai întâmplat. Deci asta a fost tot filmul... N-a mai fost proiect. Interes. Nu că n-a mai fost interes. Da. Nu erau finanțări europene pentru gaz la momentul respectiv. Hey. Iar în urma unui studiu care s-a făcut prin 2006, domnul Turnat, comună... Nu, nu trebuie să-mi la. Nu era, cum să spun eu, nu erau doritorii în măsura în care proiectul se poate realiza. Dar nu erau oameni. Și atunci și acum mai spun, era 80 de milioane de lei de familie. Nu, la vreo 16 milioane era numai branșamentul, dar dacă era să fac totul pe finanțarea noastră cetățenilor de să fim părțit, într-adevăr, ducea undeva la 40-50 de ani. Din cauza asta a fost. Atracția, bă, ia. Dacă dați voie să vă spun. Eu am interesat. Ce am făcut eu? Nu, un pic. Domnul Dulan, mai are ceva? Nu, asta la capitolul ăsta, la diversi după, când îmi vine rândul. Păi eu am auzit, la trece rândul. Să spune domnul primar, dacă tot e problema asta cu gazul. Da, asta cu gazul. Deci, haideți să vă spun, în luna octombrie, noiembrie, avea la mine domnul fost primar Danilă și m-a rugat pe problemă cu gazul. M-a rugat. Domnul primar, știți, ar fi bine să... Am mers împreună cu el la gaz la Onești. I-am contactat cu cei de la Târgu Mureș. Am luat etapele care trebuie făcute. Ne-am dus și pe vechiul proiect, că domnul Danilă știa de el, dar nu mai este valabil. Și nu se mai poate implementa din cauza sau schimba legislația și sau alte condiții, altă treabă. Poate am contactat o firmă din Bacău, că am zis că mai aproape, nu au răspuns la așa. Avem o ofertă de la o firmă de la, din Târgu Mureș să vină să ne facă un studiu de fezabilitate pentru instalații de gaz. Dar, din discuțiile care am avut cu dânsii, expunându-le cum e comuna, cum e așezată, ci cum sunt satele, oricum la prare nu se poate să ajungă. Deci va fi, se poate duce și peste apă. Și undeva estimează ei, acum lucrează la Oituz, tot firma asta a implementat și deja se trag conductele și se face... La ieșirii de lucru. Extindere sau ce este, undeva la între 14 și 16 milioane de proprietate. Va costa tranșamentul. De la iar magistrala principală, care este de făcut peste tot, va fi făcută inițial pe fonduri europene sau pe alt fel de surse de finanțare. Vis-a-vis, nu se poate băga acum, peste 20 de ani, nu se poate. Probabil. Acum au spus, le-am prezentat harta. Bine, Dalea Mărcești, trebuie să vorbim. Și distanță, coloana este foarte mare de dus de aici. Iar nicio problemă, conducta magistrală trece pe la Meri, pe aici, prin capătul Căiuțului. De acolo se va face stația de transfer sau cum se cheamă. Da. Stația de acordare. De acolo, astea sunt discuțiile pe la momentul ăsta. Da. Trebuie să facem ceea ce s-a făcut cu ani în urmă, nu știu când, în 2005, 6, 7, să luăm un acord de la cetățeni și pentru asta o să încercăm să vedem, începând din peste vreo două săptămâni, săptămâna două, să facem niște ședințe pe sate și ce din punctul de vedere a oamenilor. Trebuie să avem un anumit număr de abonați, un anumit număr de cetățeni care doresc. Consumatori. Să branșeze la instalația de gaz. Peste 80% vor. Ca să putem să dăm drumul la proiect. Asta e stat de la momentul ăsta. Dar nu mai duc cumpăra lemne. Domnul Sârbu nu are duc cumpăra. Eu n-am duc cumpăra. Deci, asta este la stadiul ăsta. La momentul ăsta, aici suntem cu gazul și cu timp. Dar când se va demara și va... Deja e demara. Nu, 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 n
Eu am solicitat de la dumneavoastră de foarte mult timp să lucrez situații, nu am venit nici până la data respectivă. Cu siguranță veți veni foarte de curând și iară veți spune că trebuie să ajungeți cu el la Bacău sau unde trebuie ajuns. Asta ar fi un primul punct. Un al doilea punct, o altă solicitare din partea multor cetățeni, gunoiul, îl plătește toată lumea. Deci nu-i facultativ. La taxe, la prețul care este. Ar trebui să plătească. Faceți bine. Ar trebui să plătească. Cei 600 de milioane de care a pomenit domnul Matei, la cei care n-au plătit, ar trebui să plătească toată lumea. Problema e, faceți bine și, ca să mă responsabilizez cu mine să plătesc cu noi, eu nu mă obliga să dau pe lună 4 lei în plus. Să iau 4 saci. Dacă nu știu mai mulți. Deci dați tombelanii la toată lumea. Repartizați tombelanii acum la toată lumea. Că nu aveți situația, trebuie să o aveți, pentru că aveți semnături la cei care își Noi e prin cheltuie din cine aduc amintea, am mers cu căruța cu tombelanii. Ok. Am mers cu o căruță cu tombelanii. Cine a mers? Primăria. Concret, cine? Gianni Mărcuță, la care lucra la primărie, l-am pus și cărat un miroan. Trebuie să aibă un proces verbal. Bineînțeles. Toți au proces verbal. Cine a solicitat? A primit. Cine ne-a solicitat? N-am primit. Vă spun ce s-a întâmplat, că în prale și până situația, mulți nu au vrut să ia tomberoane, ca să dacă iau tomberon, trebuie să plătesc. Și de-aia în cauza asta nu s-a luat. Asta e. Dom'le, dar sunt oameni care vor plăti și cu anticipații. În cazul umanii mele, de exemplu. De acord, vă dau o situație. Nu încerci mie situația. Da? Da, nu încerci mie. Dar cum nu s-a nici de el, pot să mă duc să-l rog, să-l oblig, să-l dau. 15-20. Obligat? Până în acea dată trebuie planul ăla de ordine și siguranță a populației. Ne mândrim, ar trebui să ne mândrim sau nu, nu știu, cu poliția locală. Eu zic din timp, într-o ședință ulterioară, să ne apucăm să constituim comisia aia locală a cărui șef sunteți dumneavoastră, domnule primar, cu încă 3 consilieri, cu secretarul și oameni de partii și să căutăm să ghebăm un proiect al planului de siguranță și de ordine și siguranță a poliției locale, astfel încât acel plan să aibă lucruri concrete și, într-adevăr, în folosul cetățenilor. Pentru că până la această dată, dacă să nu mai spun faptul că nu s-a făcut o analiză de anul trecut până la această dată a modului de realizare a sarcinilor chilere din loc. În Consiliul Local, periodic, spun și până la anul parte, trebuie să analizăm și activitatea poliției locale. Pentru ca să analizez o activitate a lui, el trebuie să funcționeze în partea unui plan. Nu s-a mai vorbit și nu se vorbește așa. În comuna noastră s-au întâmplat multe, se întâmplă, periodic. Spargeri, furturi și așa mai departe. De ce nu trebuie să gândim un plan, să preîntâmpinăm pe cât posibil situațiile care s-au produs? Vis-a-vis de poliția locală, începând cu 1 ianuarie acest an, fiecare polițist care este de servici, își va depune un raport la sfârșitul activității. Păi, dar în planul ăla, dar există. Deci, deja o are. De la începutul anului, fiecare zi, fiecare polițist care a venit la servici,
Am făcut asta. Și rapoartele vi le pot prezenta la fiecare ședință. Le puteți vedea și consulta la fiecare ședință consiliu. Sunt liberi pentru oricine. Ca să justifice activitatea. Am zis că îi dau agende, dar am zis că, am făcut pe informata 4, fiecare zi are raportul ei de activitate la fiecare poliție. Codică de servicii. Ați terminat? Nu, nu, vă mulțumesc. Da, are cuvântul domnul consilier Durlan. Aveam, cum ați completez un pic, o să vă completez, cred că mai mult domnul primar, să pot, domnul Sârbu. Deci, pentru ceea ce a spus dumneavoastră, pentru plata unor profesori, de-aia sunt două asociații la nivelul comunii, una sportivă, una culturală, se pot surprinde prin legea 30, foarte bine, cum spune, cheltuielile să fie documentate și foarte bine stabilite și justificate, să nu le impute curtea de conturi, că eu unul, știu personal, am plătit vreo 300 de milioane, care am dat înapoi când era cu echipa de fotbal. Și pe la cultură am mai dat vreo 200 de milioane, dacă mă înșel, nu? Gabi, parcă, mă rog, ni s-au dat niște bani, că anumite cheltuieli... Legea 350, prin care se pot cofinanța asociațiile. Apele asociații sunt constituite prin Consiliul Local. Deci se poate fără probleme, pe activități foarte bine definite. Cine este la asociație să poată fi tras foarte bine la răspundere, deci pot face aceste acțiuni pe care dumneavoastră vă puteți ajusta cheltuielile de care aveți nevoie. Altă problemă care a spus-o dumneavoastră chiar nezoselete pe domnul profesor Pavel, eu am avut și o să vin într-o ședință de Consiliu, vorbisem și cu un membru din familie de aici, cu noi astăzi. Eu am pus în inițiativa ca școala Căiuț și îmi pare rău că n-am reușit să realizez acest lucru. Rămăsese să cer acordul inspectoratului școlar. Școala Căiuț se denumească profesor Pavel Vasile. Și cred că am să încerc să inițiez un proiect de hotărâre. Am să trimit, sau cu ajutorul administrației, să trimitem un raport sau o adresă la inspectorat ca dânsi să ne dea acordul ca să punem această denumire la școală, pentru că eu a fost un om deosebit și cred că marea majoritate a trecut prin mâinile dânsului și am avut ce învăța. Revertor vis-a-vis de pralea cu monumentul. Acum 2 ani au venit la mine... Domnule, să faci analizați fiecare cuvânt al lui. Dar vreau să spun ce știu. Deci analizez, am spus un cuvânt al răspuns. Puneți-vă problemele noastre, nu... Eu le-am votat, eu... Păi îi spun, dar nu știu dacă... Spuneți-le dumneavoastră, mai da, analizați-mi fiecare, luați-mi... Dar nu analizez, spuneți-le dumneavoastră atunci. Păi nu, dar asta foarte bine, vă spun din ce știam. Spuneți dumneavoastră că știți dumneavoastră atunci. Mai aveți ceva? Spuneați, da, am, trec la aspect, dacă ăsta deranjează, poate credeți că v-am luat cuvântul dumneavoastră. Am cerut data trecută și mi s-au dat contractele care spun mi scăpări, dar s-au dat eu un lucru împurător, că e prima hârtie care apare la o notificare, care am făcut-o verbal în Consiliul Local, puteți să faceți dumneavoastră să le primiți. Am văzut aici toate contractele și de asta spun, că și eu să mă gândesc să vin pentru proiecția bugetului local cu o propunere de investiții, dacă se va aprova. Bine, dacă nu se va aprova, iar e foarte bine, dar din ce am văzut și am zis la ce contracte i-ați încheiat și ce sunt, deja ați intrat în cutuma mea. Plecați dumneavoastră vă 5 miliarde de datorii de plată. Deci asta vreau să vă spun, că a spus o altfel. Deci, da. Viața! Trebuie să știți că am plecuit de plată, dar am dus și în fondul de rulment 3 miliarde 800 și ceva. 3 miliarde 800 și eu am dus 4 miliarde din fondul de rulment anul trecut. Deci, care e varianta dacă aveți 4 miliarde din fondul de rulment scăzând aia 4 care ați primit la rectificări, că primăria comunică n-a avut bani și a fost lăsat în faliment, cum mai spun unele guri. Deci,
ca de discuția asta și chiar asta vreau, veniți fiecare din dumneavoastră și eu o să vin cu... Dacă se aprobă, se aprobă, nu, nu, șanse mici de izbândă și eu o să vin cu inițiativă pentru un proiect. Ținând cont că proiectele, bugete locale poate să fie anul ăsta foarte puțin mai slabe, plecați de la zero. Poate ce mai aveți un studiu, studiu ceva de făcut, s-ar putea să nu fie un an de studiu greu. Dacă s-au luat în contractul de alea, niciunul nu este făcut, sunt achiziționate biserică. Deci, absolut niciun contract nu este cu atribuții directe. Toate sunt achiziționate pe PSA. Iar 60-70%... Dacă după CSEA l-ați preluat, e de achiziții direct. N-am au participat mai multe firme? E achiziții direct, dar după CSEA. Păi dar după CSEA nu am și mai 80% în CSEA. Alea sunt 100%, nu 80%. Și la noi vinea firma și vorbea prea mă după CSEA. Îți luate după CSEA. Nu, deci... Mai aveam ceva, dar lăsăm pe data viitoare, nu mai. Deci tot... Ce vreau să mai spun, contractele care sunt și le-am prezentat, 70% sunt pe proiecte noi, să facem și inițiem să facem, pe care le știți că sunt pe lista de investiții. Este foarte bine, eu zic, domnul primar, dacă sunteți de acord în Consiliu, să veniți până la buget cu o prioritizare a investițiilor care dumneavoastră credeți că doriți să le faceți. Avem pe lista de investiții, tragem de toate. Și mai sunt câteva consilieri. Mulțumesc pentru informație, n-am știut de legea aceasta, nu e nici la obligația mea. Cei îndrătuiți să numere banii în primărie, poate cumpere. Dar am o rugăminte și către dumneavoastră și către domnul primar. Faceți descoperirea documentelor de la asociațiile culturale și sportive. Haideți să ne întâlnim, să spunem pe cei care trebuie să răspundă de acum încolo de aceste activități ca persoane juridice sau ca persoane coordonatoare, ordonatoare de credite și să intrăm în legalitate cu... Da. Căluțul sau ce se numește? Sau căluțul și asociația sportivă. Și cum se numește asociația sportivă? Club sportiv căluț. Club sportiv căluț. Poate inclusiv, dacă tot ați pomenit de prietenul meu, Răposatul Pavel, hai să spunem, poate punem asociația sportivă Nicolae Angel. A fost. Deci asta, ca să schimbați denumirea, durează și greu, nu? Se schimbă pe justiție toată procedura, ca și cum aș face o afacere nouă. Procedura e dată. Poate exagerare. Haideți să vedem documentele, să vedem care este situația. Lăsă-mă numele la asociație. Dacă mai sunt bani, dacă nu... Vă scriu și eu la cuvânt. O întrebare, să o rugăm. Promiteți că anul ăsta, 2017, demolați căminul cultural din satul ăsta. Bravo! Iar apoi inițiem, am vorbit cu domnul Matei Laurențiu, inițiem să facem un grup de informare turistică și acel monument de care totul să facem alături. Mă rog, promiteți că anul ăsta nu mai știu, să nu mai fie acolo. Nu o să fie. Lentele recupăr eu. Nu o să mai fie. Dar vezi, mai rămas și mai scrie ceva cu mântre, s-a zis demolat. La program. Da. 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 Da.